Bun, deci acum că ești în țară, vreau să știu cum ți-ai reluat activitatea și care sunt proiectele tale de acum. Având în vedere că emisiunea a fost filmată acum destul de multe luni, am avut timp să mă acomodez din nou cu viața mai ușoară, cu viața în felul în care o cunoșteam înainte. Bine, puțin mai evoluată, pentru că am avut foarte multe de învățat, dar totul a fost treptat. Am avut nevoie de 2 săptămâni ca să mă reîntorc la obiceiul telefonului, am avut nevoie de toate aceste luni ca să mă îngraș la loc, mă îngraș în limita cât puteam eu. Dar cu toate astea am ajuns la 50 de kilograme și m-am întors cu 43. Eu zic că e o reușită. Deci da, toate au fost treptat. Dar am vrut totul să păstrez niște aspecte pe care le-am învățat de acolo și să nu le mai schimb vreodată. Dar când te-ai întors, ai mâncat așa, dacă zici că te-ai îngrășat 7 kg, cum mâncat, cum stai acum și cum ai stat, nu știu, acum o lună, două? Nu mi-a fost foarte ușor să mănânc din prima mult. Am avut nevoie de mai mult timp în care aveam o masă pe zi. Asta era suficient pentru mine și nici nu puteam să încerc să mă forțez. După încet, încet, cu starea mea emoțională venea și pofta de mâncare, pentru că și emoțional mi-am revenit din șocurile acelea destul de greu. Așa că pot să spun că de 2 luni și ceva sunt total ok. Zi-mi de mama ta, acum că tot ați fost, vreau să știu dacă o mai implici în alte proiecte de ale tale pe viitor. Pe mama am implicat-o în proiecte de ale mele de când sunt eu om al internetului și de când creez. În proiectele mele personale niciodată n-a apărut în proiectele televiziunilor sau alte genuri de proiecte. Cu siguranță în proiectele mele viitoare va fi și va fi lângă mine tot restul vieții, pentru că mă iubește și o iubesc și relația dintre noi trebuie dusă mai departe. Oamenii trebuie să înțeleagă că noi avem o relație ca între două surori. Și de asta cumva ne și permitem să vorbim altfel una cu cealaltă, pentru că noi ne iubim cu adevărat și ce este între noi este o prietenie strânsă și prefer să am această relație cu ea în care ne permitem lucruri decât să mă apuc și să am secrete față de ea și să o mint sau să fac lucruri din astea pe care niciodată în viața mea nu le-am putut face față de ea. Deci n-ai ascuns niciodată ceva de față de mama, nici măcar, nu știu, mă duc în club și vin... O singură dată când am ascuns ceva față de ea pe mai mult timp, am dezlușit chiar în emisiune că am avut o probă în care a trebuit să ne spunem un secret pe care nu l-am spus. Na, l-am spus și pe ăsta. În rest, nu, ea știe, mă cunoaște cap-coadă, interior-exterior, față-spate și piruetă. Știe absolut totul despre mine până la ultima celulă, pentru că de mică m-am testat eu pe mine să văd dacă pot ține secrete față de ea și după o săptămână n-am mai putut mânca de stres. Și mi-am dat seama că nu, asta înseamnă o relație foarte, foarte strânsă și n-am decât să mă bucur de ea, pentru că este și modul în care un părinte reacționează, ea tot timpul reacționând cu bunătate, cu înțelegere, toleranță și mai mult învățându-mă să-mi iau lecțiile din greșeli, nu să mă certe pentru ele, am simțit-o ca pe un sprijin tot timpul.